vedere al temperaturilor și al posibilităților de a mai te duce la munte sau unde aveai de dus. În țară au apărut și probleme cu inundațiile în Vaslui, în Galați. Da, deocamdată noi nu au fost, din fericire, astfel de situații. Am scăpat. Mă gândesc să mergem un pic pe internațional, după care să revenim aici în planul nostru regional. Un lucru foarte interesant se întâmplă. 14 țări au confirmat cazuri de hepatită misterioasă, de ce boala apare la copiii mici și care sunt semnele care îngrijorează. Creștere a numărului de cazuri de confirmare cu boală hepatică cu origine necunoscută. Aproape 200 de îmbolnăviri au fost raportate până acum în 14 țări din întreaga lume. Japonia și Canada se numără printre statele care au anunțat ultimele că au descoperit cazuri de hepatită cu origine necunoscută. Specialiștii încă încearcă să stabilească ce provoacă această afecțiune. Pe de altă parte, medicii spun că toate tipurile de hepatită pot fi evitate prin respectarea regulilor de igienă. Un medic pediatru oferi mai multe detalii și se specifică în articolul de pe Digi24 că majoritatea celor afectați sunt copii cu vârste cuprinse între o lună și 16 ani, un deces a fost înregistrat, iar 10% dintre bolnavi au nevoie de transplant de ficat. Virusurile obișnuite care provoacă hepatită virală acută, cum ar fi virusurile hepatitei A, B, C, D și E, nu au fost detectate în niciunul dintre aceste cazuri. Citez, hepatitele în general pot fi prevăzute dacă respectăm reguli de igienă. Scăderea emoției legate de pandemie ne-a făcut mai puțin prudenți. Înainte ne cumpăram obiecte de la magazin până nu le dezinfectăm. Acum aceste precauții s-au estompat și au creat o portiță pentru transmiterea unor patogeni care circulă în natură pe cale fecal-orală. Se contaminează niște alimente din cauza mâinilor sau apei cu care sunt stropite și ajung la copii. Cheia ar fi să ne spălăm pe mâini și dacă consumăm alimente care nu se prepară termic, să le spălăm foarte bine. Din datele pe care le avem, cel puțin în Scoția, unde au fost raportate primele cazuri, 12 din cei 13 pacienți au vârste până la 5 ani. Cei foarte mici care nu pot purta mască, nu se spală, duc mâinile la ochi. Trebuie să ne concentrăm pe lucruri foarte simple, nu să ne speriem din nou și să ne izolăm, a explicat medicul pediatru Mihai Craiu. A fost întrebat dacă sunt semne că un copil are hepatită. Medicul a răspuns că acestea diferă în funcție de vârsta copilului. Citez, un subgar e simptomatic în 1-3% din cazuri, în timp ce un adolescent sau un adult e simptomatic în 30-50%. Cu cât e mai mic, trebuie să fim cu un grad de vigilență mai mare, a precizat medicul. De menționat că avem un caz și în România, o fetiță de 5 ani care a fost diagnosticată cu această formă de hepatită. Au apărut și informații în cazul ei, ea nu răspunde la tratament. În schimb, ar urma să fie transferată la un institut din Fundeni și urmează să-i se întocmească un set de analize să vadă dacă are nevoie de un transplant de ficat sau nu. Asta este grav, că această formă necesită în multe situații soluția extremă, asta cu transplantul de ficat. E dramatic ce se întâmplă, adică după toată nebunia cu COVID-ul, iată că, nu mai spun de războiul din Ucraina, iată că apare o altă presiune, care e o presiune destul de mare, pentru că sunt mulți copii care teoretic pot să se infecteze cu această patologie și să dezvolte o formă gravă de hepatită. Încă lucrurile nu sunt nici în lumea medicală clar limpezite în legătură cu această afecțiune. Să sperăm că încet, încet ele vor fi elucidate și se va găsi cât de cât un tratament, așa cum există pentru hepatitele A, B, C, D și E. Da. Nu știu dacă va fi F sau vom merge ca la până la Omicron, cum vom merge la COVID. Dar oricum la copiii mici e destul de greu să verifici elementele de curățenie, că ei mai pun mâna pe jos, mai pun nu duc la ochi, deci nu e ca la un adult care are de bine de rău ăia care au niște reflexe formate, cu spălatul mâinilor înainte de a mânca, cu spălatul alimentelor care nu sunt tratate termic și așa mai departe. Deci e complicat, cu copiii sunt greu de controlat sub acest aspect și uite că au și dezvoltat un număr destul de mare de cazuri deja.
Pandemia de COVID-19 a determinat oamenii să fie un pic mai atenți la ce informație circulă în mediul medical sau pur și simplu începe să instaleze o stare din aia de panică, cum a fost instalată în primele zile ale pandemiei de COVID? COVID-19 categoric a produs o mutație în ceea ce privește comportamentul multora. Deci, sigur că lumea este mult mai sensibilă la informațiile din zona medicală pentru că e pățită, nu? A trecut prin lockdown-uri, a trecut prin tot felul de probleme. Unii, destul de mulți, că 65.000 de români au făcut până acum boala asta. Unii și-au pierdut rude. Deci, impactul a fost un impact foarte mare și sigur că s-a produs o anume sensibilizare. Și acum aveți că încă mai sunt peste 100 la ATI, mai mor 4-5 zilnic, când practic nu mai există niciun fel de restricție impusă în raport cu pandemia de COVID-19. Aceste hepatitele, sigur că e lucru cunoscut, că sunt rezultatul unor imprudențe în ceea ce privește respectarea măsurilor igienico-sanitare. Cum spuneam, însă, la copii e destul de greu să îi impui lucrurile astea, că... Cum a fost și în situația de COVID-19, a fost dificil să înveți pe copii să se Sigur spele că pe dacă mâini, îi să poartă mulți... masca cum trebuie. Exact. Bine, ei au avut acolo o anume imunitate. Au avut, exceptând ultimul ăsta cu Omicron, când au fost și multe cazuri cu copii, în celelalte cazuri, în celelalte variante, n-am avut copii. Și sigur că expuși au fost cei din categoriile de vârstă înaintată, cei cu comorbidități și cei mai expuși și cele mai multe cazuri grave au fost în situația celor care nu au fost vaccinați. Asta este statistic realitatea, chiar că unora le place sau nu le place. Asta independent de scandalul legat de numărul mare de vaccinuri care a fost cumpărat și presiunea pe vaccinare pusă și în contextul ăsta că anumiți factori politici au interesat ca să se folosească cât mai multe vaccinuri. Asta e situația. Da. Mergem mai departe și rămânem tot în sfera asta de COVID-19. Un singur caz suspect de COVID provoacă panică în Guangzhou, sute de zboruri anulate, 6 milioane de oameni testați de urgență. Aproape fără niciun caz de coronavirus în ultimii 2 ani, China se confruntă începând din martie cu o creștere a numărului de cazuri, o situație de amploare fără precedent după 2020, ce afectează în diverse grade numeroase provincii. Guangzhou, un important centru comercial și de producție, a anunțat joi un program de screening a aproximativ o treime din cei 19 milioane de locuitori ai săi, după un rezultat suspect al unui test de COVID-19 efectuat pe aeroport. Majoritatea zborurilor din acea zi au fost anulate. Shanghai, aflat în lockdown, este în prezent cel mai afectat oraș, înregistrând zilnic zeci de cazuri de deces. Capitala Beijing a carantinat deja aproximativ 150 de clădiri după identificarea a 100 de cazuri pozitive într-o săptămână. Marele oraș Huangzhou, din apropiere de Shanghai, a solicitat miercuri seară ca 9 milioane din cei 12 milioane de locuitori să fie testați la fiecare 48 de ore dacă doresc să continue să aibă acces la spațiile publice și transportul public. O inițiativă care vine după depistarea a câteva zeci de cazuri pozitive. În conformitate cu strategia sa zero COVID-19, China răspunde la acest focar prin lockdown, restricții de călătorie și izolarea în centre de carantină a persoanelor care sunt testate pozitiv, însă varianta Omicron, care este deosebit de contagioasă, pune la încercare această politică sanitară. Ministerul chinez al Sănătății a raportat joi peste 11.000 de noi cazuri pozitive la nivel național. Da, acum ce se întâmplă în China e greu de văzut în raport cu ce s-a întâmplat prin Europa. Eu sunt foarte curios cum testează ei din două zile 9 milioane de cetățeni. Foarte curios să văd cum pot să facă lucrul ăsta. Că în rest, am văzut cum au procedat. Adică închideau clădiri întregi, oamenii trăiau cum puteau să trăiască. Acel lockdown foarte sever, care sigur că în China se poate aplica, la noi nu. Dar chestia aia că vor testa din două zile 9 milioane este
o știre care nu cred eu că are suport real, că n-ai cum să faci aceste teste cu această periodicitate și într-un număr așa de mare. La China e posibil orice, dacă te iei după știrile lor. Poate au, nu știu, niște centre, niște fluxuri, nu pot să-mi dau seama, încerc să-mi imaginez. Mergem mai departe, Suedia nu va organiza un referendum dacă Parlamentul decide aderarea țării la NATO. Anderson a declarat că un referendum pe o astfel de temă ar fi, citez, o idee proastă. Nu cred că o astfel de idee se poate supune unui referendum. Există informații cu privire la securitatea națională care sunt secrete, deci vor fi probleme importante care nu se pot discuta și informații importante care nu se vor afla în atenția publicului, a spus șefa guvernului suedez. Parlamentul suedez se află în procedură de evaluare a unei politici de securitate, iar un raport este așteptat la mijlocul lunii mai. Partidul de guvernământ evaluează dacă să renunțe la opoziția sa față de aderarea la NATO, ca urmare a situației actuale de securitate provocate de invazia rusească în Ucraina. Deși aderarea la NATO se bucură de sprijin majoritar în Parlament, principalul obstacol este opoziția socialdemocraților, partidul de guvernământ suedez și liderul moderaților, cel mai mare partid de opoziție, și-a anunțat opoziția față de organizarea unui referendum. Citez, votanții nu sunt naivi în ce privește Rusia, este foarte clar că suedezii au înțeles ce s-a întâmplat în 24 februarie și și-au format deja propriile concluzii, a spus el. Suedia va organiza alegeri generale în luna septembrie. Un sondaj de opinie din 20 aprilie arată că 57% din suedezi vor aderarea țării la NATO, în creștere rapidă de la 51% în luna martie. Uite, vezi, nebunia Kremlinului a generat o chestie care se întoarce masiv împotriva sa, pentru că nu numai Suedia, despre care s-a făcut vorbire în știrea asta, ci și Finlanda, sunt hotărâte să depună cât de curând documentația pentru aderare la NATO. Știrea de acum câteva zile era că vor să le depună cererile împreună, undeva la nivelul lunii mai-iunie. Deci, Rusia se va izola cu atât mai mult, practic Marea Baltică va deveni o zonă în care sunt, cu excepția porțiunii mici în care are Rusia acces la mare, o mare NATO. Și nu era așa. Asta este rezultatul demenței acțiunilor și bestialității acțiunilor armatei Federației Ruse împotriva Ucrainei. Și acum, chestiunea aia altă, trebuie văzut, dar ei știu ce spun, probabil că pentru așa ceva nu este obligat, potrivit Constituției, să se organizeze un referendum. Și atunci pot să evite acest referendum care, sigur că, ar fi o pierdere de vreme, că un referendum înseamnă convocarea lui, înseamnă o campanie în referendum și după aceea votul. Deci s-ar pierde timp. Iar se pare că situația din Ucraina impune poziționări graznice pentru țările astea care sunt declarate neutre, care nu făceau parte din niciunul din blocurile mari, deci nici alături de Federația Rusă, nici în NATO. E, asta a reușit Putin până la urmă cu inabilitățile sale să determine, să polarizeze aproape o întreagă planetă împotriva lui și, uite, să determine chiar în preajma teritoriului Federației Ruse unele state importante, vezi Finlanda și Suedia, care doresc de acum să devină state NATO. Asta este situația. Probabil că nu se aștepta la această evoluție Kremlinul și uite că ea deja prinde concretețe. Și venim un pic pe plan regional. În 2022, plus de aproape 32 de milioane de lei pentru lucrările abandonate de la axa rutieră strategică Iași-Suceava. Din cauza rezilierii contractului de lucrări, urmează, citez, a fi demarat în cel mai scurt timp procedura de achiziție a expertizării restului de executat.
Închei citatul. După primul trimestru al anului 2022, în ceea ce privește latura de dezvoltare a bugetului de cheltuieri al județului Suceava, plățile aferente proiectelor în curs de aderare s-au făcut doar în proporție de 48,59% din totalul programat. Conform proiectului de aprobare a execuției bugetelor supus atenției deliberativului județean, aceasta înseamnă 14,92% din prevederea bugetară pentru întregul an, cea mai mare pondere în cadrul proiectelor aflate în implementare, având regiunea nord-est axa rutieră strategică 1 Iași-Suceava. Potrivit sursei, în perioada trecută din anul 2022, în conturile proiectului s-au făcut plăți de aproximativ 31,71 de milioane de lei. Citez, în urma rezilierii contractului de lucrări, urmând a fi demarată în cel mai scurt timp procedura de achiziție a expertizei resturilor de executat. Încheie citatul. Cu formă acestei surse, în dreptul cheltuierilor de capital, nivelul plăților este de 17,83% comparativ cu planul pentru cele 3 luni ale lui 2022, reprezentând 10,08% din totalul anului în curs. Astfel, în cadrul obiectivelor de investiții finanțate din Programul Național de Dezvoltare Locală, plățile au fost de doar 879.521 de lei, respectiv de 17,83% în raport cu ceea ce se planificase pentru cel din tâi trimestru al lui 2022. Asta e interesant, destul de alambicată, că se face referire și la execuția bugetară. Era de așteptat ca pe partea de investiții în primele luni ale anului să fie o realizare mai scăzută, câtă vreme nu s-a putut lucra. Acum, referitor la de acum vestita axă strategică numărul 1, Iași-Suceava, Iași-Pașcani-Suceava, Dărmănești, lucrurile stau cum bine știm. Deci plățile alea despre care s-a spus sunt plăți pentru lucrările efectuate. Mai departe, e destul de târziu, pentru că am impresia că mai bine de o lună antreprenorul care preluase lucrarea a renunțat unilateral la execuția lucrărilor. Mă refer la zona asta din județul Suceava, cele două segmente. Și a trecut o lună și ceva și încă nu s-au făcut pașii care trebuiau neapărat făcuți. Adică atribuirea unei lucrări de expertiză, pentru că așa se întâmplă, că a preda lucrarea altcuiva presupune o expertizare clar a lucrărilor care mai trebuie efectuate, că trebuie să ai o lucrare, o sumă pe care trebuie să o prinzi acolo. Deci lucrurile sunt foarte încurcate și există chiar spectrul nefericit al pierderii unor bani care puteau să vină din fonduri europene. Și cum ăsta, această axă strategică va fi o piatră de moară de gâtul Consiliului Județean, a președintelui Consiliului Județean, că până la urmă lumea se uită și vede că n-are lucrare. Și mulți și-au rupt gâtul cu chestia asta și se pare că legat de chestia asta și-a rupt gâtul și fostul vicepreședinte al Consiliului Județean, că de aici au pleca disputele acolo și până la urmă s-a ajuns la cel flagrant, chiar dacă banii erau pentru o altă lucrărică. Dar supărarea de acolo a plecat de la execuția unor garanții și așa mai departe. Apropo, ai văzut că este și știre. Da. Deci, chiar și asta trece mai departe, procurorii de Nea Cluj au solicitat tribunalului din Cluj prelungirea mandatului de arestare preventivă în cazul fostului vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, Cristinel Crețu. Cristinel Crețu a fost arestat în data de 5 aprilie pentru 30 de zile de tribunalul Cluj. Procurorii de Nea Cluj au solicitat prelungirea arestării preventive cu alte 30 de zile, urmând ca instanța să se pronunțe pe 2 mai. Cristinel Crețu a demisionat din Consiliul Județean Suceava, atât din funcția de vicepreședinte, cât și cea de consilier județean. Plenul Consiliului Județean Suceava urmează să ia act vineri de aceste demisii și să vacanteze locul. Cristinel Crețu a fost arestat preventiv de tribunalul Cluj, fiind acuzat de procurorii DNA pentru luare de mită și trafic de influență. Da, lucrurile se complică în situația lui. Acum, faptul că și-a dat demisia spune foarte mult asupra situației din dosarul respectiv. Și poate că mai e nevoie să mai spună mai multe, de asta țin procurorii acolo, că asta este procedura. Când nu spui
ce trebuie să spui, ce ți se, nu ce ți se cere să spui. Dacă nu spui ceea ce știi în legătură cu cele întâmplate, mai stai o tură până a fi trimis în judecată, pentru că... De câte ori poți să-i pronunciați care este prevenit? Mi se pare de lună de lună se poate prelungi. Nu știu dacă există o limită. Mi se pare că este o limită de vreo 2 ani sau... Deci sunt unii care au stat luni întregi. Ții minte situația celor de la permise. Da, când și ei au stat suficient exact, de mult. Exact, exact. Au stat mult. Au stat mult, după care au stat la domiciliu și după aia, în fine, li s-a ridicat până și va mai dura până se ajungă în procedura de judecare. Că asta este treaba, că lucrurile merg nepermis de încet. De la momentul constatării, de la momentul când acțiunea se, până la urmă, procurorii își fac treaba și se duc cu un dosar închegat la, în fața instanței. Pentru că, altcumva, și au fost multe cazuri, se pot da rateuri neașteptate. Dar aici se pare că nu este acest caz, pentru că lucrurile au mers... În general, flagrantele sunt greu de demontat. Totuși, ne așteptăm să fie de durată, nu? Procedeul. Da, da. Eu cred că vor fi mai multe până când își va băga mințile la cap și va povesti ce s-a întâmplat cu adevărat acolo, că deocamdată probabil că ține pe nu în brațe, știi? Dar după cum au mers lucrurile, vinovăția pare că este una, sigur, numai judecătorii vor putea să se pronunțe, dar sunt niște semne, după cum merg lucrurile, în care pledează pentru chestia asta. În legătură cu locurile care urmează să fie vacantate, cât timp ar dura procedura până ar fi din nou ocupate de cineva? Păi, în primul rând, în prima ședință se produce Consiliul Local, ia cunoștință despre vacantare. Da? Deci se declară vacante atât postul de consilier județean și cât și postul de vicepreședinte. Urmează procedura firească. Partidul de pe lista căruia a fost cel care și-a dat demisia, urmează să propună un nou consilier local, județean în cazul nostru. Da? Și ăla va fi în următoarea ședință, va fi validat și probabil că și atunci, nu neapărat și atunci, dar și atunci va avea loc și alegerea vicepreședintele Consiliului Județean. Acum cărțile sunt în mâna PNL-ului, că el are majoritatea absolută în Consiliul Local, deci nu va fi o problemă să valideze și să aleagă un nou vicepreședinte. Încă, vezi că unul Flutur tace suspect. Multe lungile lui tăceri sunt pe diverse probleme, cum scria în acea epistolă a președintelui organizației municipale PSD adusă la cunoștință publică. Lungile lui tăceri au crescut cu încă una, tăcerea în legătură cu ce se întâmplă aici, și de asemenea este o nebuloasă încă în spațiu public alegerea lui Flutur, că de fapt Flutur decide aici, nu suntem copii, știi? Partidul, hai să fim serioși, la Suceava este autocrație în PNL și Flutur va decide care va fi următorul vicepreședinte și să sperăm că va avea mână mai bună sau ăla va avea o mână mai prudentă. Da. Mă înțelege că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat în partea a doua a Dimineților cu Plus. Imediat revenim.